iarăși am fost surprinsă în sens negativ să văd o reacție sau o înțelegere total greșită a tinerilor noștri. Și o să dau și un exemplu de pe un site de satiră care anunța că eu o să închid site-ul, un site de socializare și anume Anaclasnici. Și după aia am primit sute de mesaje de la tineri, de la elevi, evident, care erau supărați. Și mi-am dat seama că acești copii nu înțeleg niște lucruri elementare, nu pot să facă deosebirea dintre o sursă de informații credibilă și un site de satiră sau care cel puțin pretinde să fie de satiră.